La Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi din Alba Iulia a avut loc ieri seară vernisajul lucrărilor de licență ale absolvenților primei promoții a specializării Artă Sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Lucrările sunt executate în tehnica mozaic sub coordonarea profesorului Sorin Albu și sunt realizate doar cu piatră naturală în vederea recuperării unei vechi tradiții și a revitalizării unui tip de artă utilizat mai rar pe teritoriul României prezent la eveniment părintele profesor Mihai Himcinski, decanul instituției de învățământ, i-a felicitat pe absolvenți, apreciind faptul că lucrările vor putea fi expuse în curând și în municipiul Cluj-Napoca, în cadrul zilelor culturii bizantine. Specializarea Artă Sacră a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a fost înființată în anul 2018.